Bună din nou! Bine v-am găsit la o lecție uh, atractivă și de data aceasta zic eu, lecție dedicată celor de clasa A7a, în care o să studiem noțiuni care le continuă pe cele de clasa A6. Și anume, la începutul anului, o să discutăm noi câteva lucruri legate de funcțiile de relație, atât la plante, la animale, cât și la om. Funcții care intră în această schemă pe care am trecut-o noi în caiete, atât la începutul clasei a șasea, cât și la începutul clasei a șaptea, intitulată funcțiile organismului animal. Toate organismele vii, chiar și acest cățel simpatic cu aceste urechi impresionante, stă de zici că acum vrea să decoleze, să și ia zborul, de la cele mai simple organisme la cele mai complexe, sunt capabile să supraviețuiască independent, chiar dacă sunt microbi, bacterii sau virusuri, chiar dacă sunt protozoare, euglenă verde, parameci sau amibă, chiar dacă sunt viermi sau chiar dacă sunt moluște, chiar dacă sunt plante inferioare sau superioare, păsări, mamifere inferioare sau superioare, toate acestea relaționează cu mediul, ceea ce înseamnă că realizează schimburi materiale de materie, energetice și informaționale. Bineînțeles, acest lucru îl fac pentru a supraviețui. Așa că fiecare organism viu trebuie să obțină din mediu hrană pe care o transformă în energie, atât această vulpe simpatică, familia de ursuleți sau această familie de lei care tocmai își termină prânzul, trebuie să se orienteze în mediu să recepționeze informații pentru a se putea hrăni și pentru a se putea înmulți, a crește și a se dezvolta, bineînțeles, să fie capabile să se reproducă și să producă urmași asemănători, capabili de supraviețuire, care se pot adapta mediului în care trăiesc. Putem să spunem că scopul final al vieții, dacă te întreabă cineva, atât ca om, pe animal nu avem cum să-l întrebăm, îl întrebăm, nu știm dacă ne înțelege sau nu, de ce trăiești tu și pentru ce trăiești, noi oameni știm pentru ce trăim, dar animalele, în primul rând, ca să crească, să se dezvolte, să se înmulțească și să își continuă speciile pentru a nu dispărea de pe acest pământ. Organismele, atât cele umane cât și cele animale sau plante, pentru a supraviețui, trebuie să răspundă la modificările mediului, și să se adapteze la acesta. Aceste răspunsuri adaptative trebuie reglate și coordonate. Sistemele cu rol de coordonare în corpurile animale, umane sau chiar la plante sunt sistemul nervos și sistemul endocrin. Observăm în imaginea din dreapta sistemul nervos pe care o să-l studiem puțin mai târziu, iar în cea din mijloc, sistemul endocrin, căruia o să-i dedicăm și lui o lecție întreagă, atât la om cât și la animale. Toate aceste procese de adaptare le realizează plantele, animalele și oamenii cu ajutorul funcțiilor de nutriție, pe care le-am studiat în clasa 6, -a, unde intră digestia, circulația, respirația și excreția, cu ajutorul funcțiilor de relație și de reproducere pe care o să le studiem în acest an. Sistemul nervos. În cazul de față am pus o imagine în dreapta cu sistemul nervos la om. Operează cu ajutorul impulsurilor nervoase, cel endocrin, cu ajutorul hormonilor, care sunt substanțe chimice care circulă prin lichidele corpului și ajută la reglarea anumitor funcții, atât în corpul animalelor, al plantelor și al oamenilor. La plante, Deși nu există sistem nervos și endocrin, totuși s-a demonstrat existența sensibilității și a mai multor tipuri de mișcări și producerea unor tipuri de hormoni. Avem în imagine o plantă de Mimosa pudica, plantă care simte și se mișcă în timp real. În momentul când aceasta este atinsă, își strânge frunzele, mimând că este uscată. De ce face acest lucru? Fiindcă trăiește în zonele uscate ale planetei, acolo unde orice frunză este importantă, atât pentru plantă cât și pentru animalul care o consumă. În momentul în care o girafă sau un rinocer atinge cu botul tufa de mimoza pudica, poate fi un arbus sau chiar arbore, poate crește sub formă arborescentă sau arbustivă, ea își lasă frunzele în jos, mimând că este uscată. Animalul pleacă mai departe, are nevoie de frunze suculente, pline cu apă, ea zice, mulțumesc frumos, mă bucur că te-am păcălit și își revine la normal. Eu zic să vedem această uimitoare, mimosa pudica, și modul în care ea reacționează la atingerile noastre. Este o plantă ornamentală la noi, în țara noastră, în zonă, pe care o putem procura din orice florărie la câțiva lei, să o creștem acasă și să observăm mișcarea în timp real. Este singura plantă care se mișcă rapid în timp real și, și închide frunzele în momentul în care noi o atingem. Așa cum se precizează în filmulețul de față, este singura plantă cu care putem interacționa în mod vizibil. Acest cadou putem să-l facem Cunoscuților, membrilor familiei, prin care încercăm să le demonstrăm că. Deci, putem demonstra că această plantă se mișcă atât cu ajutorul imaginilor, cât și în timp real, dacă o procurăm din florărie. În continuare, vorbim despre sensibilitate și mișcare la plante. Aceasta fiind prima lecție din cadrul acestui capitol, din cadrul funcțiilor de relație. Bineînțeles că atunci când noi comparăm plantele cu animalele, avem tendința de a spune că animalele se mișcă, iar plantele nu. Bineînțeles, este adevărat ceea ce spuneți, fiindcă atunci când vă treziți dimineața, vedeți alergând prin curte, dacă aveți curte sau dacă nu în fața blocului, câinii și pisicele, iar plantele, copacii, arborii și iarba stau frumos la locul lor și ca noi să le admirăm. Nici într-un caz atunci când deschideți ușa, nu vedeți copace jucând fotbal, iar iarba jucând tenis de câmp, fugind rapid și împlântându-se în locul în care acestea trăiesc. Asta se întâmplă în filme de desene animate. În realitate nu. Totuși, noi o să demonstrăm că și plantele se mișcă, nu doar animalele. Da, bineînțeles că aceste plante realizează anumite mișcări ca răspuns la acțiunea factorilor de mediu, factor de mediu care ați învățat în clasele mici. Aceste mișcări ale plantelor pot fi Pasive sau active? Să vedem. Atât cele pasive cât și cele active. Mișcările pasive se folosesc de factorii de mediu amintiți de noi mai devreme pentru a-și răspândi fructele sau semințele plantelor. Cu ajutorul vântului, cum este în cazul imaginii din dreapta sus, avem o floare de păpădie care tocmai s-a transformat în fructe, în aceste fructe zburătoare, aceste semințe prevăzute cu o umbrelă ușoară, luate de vânt și trimise la o depărtare mai mare de planta mamă. Dacă aceste semințe, da, numite științific chenă cu papus, papusul este umbrela, iar achena este sămânța aceasta micuță de culoare închisă, ar cădea la tulpina plantei mamă, ar concura pentru resursele de hrană, apă și săruri minerale aflate în sol și nu ar ajunge nici uneia, fiind în pericol de a se usca și specia de a dispărea. Așa sunt luate de vânt, ajung la o distanță mai mare și colonizează noi și noi teritoriul. În cazul plantelor acvatice, acestea plutesc, acești frumoși nuferi, aflați la noi în România din abundență în delta Dunării și în zonele cu apă caldă termală, în zona județului Bihor și prin Baia Mare le mai găsim, care, cu ajutorul curenților de apă, plutesc dintr-o parte în alta. În cazul semințelor, acestea se pot mișca cu ajutorul animăluților care le consumă, le strâng și vor să le depoziteze în mușuroi. În cazul de față avem furnicile Bineînțeles că nu toate semințele culese de furnici sunt consumate în timpul iernii, multe sunt pierdute pe drum, altele în apropierea mușuroiului. În cazul în care acestea găsesc condiții optime de viață, se înmulțesc și cresc și mulțumesc furnicilor, zice mulțumesc frumos că mai ai transportat. În cazul ciulinilor, avem aici o plantă de brusture, dacă noi oamenii trecem și se agață de hainele noastre, observăm după 50, 10, 100, 1 km că avem ceva ce n-ar trebui să fie acolo, aruncăm fructificația respectivă jos, planta zice mulțumesc frumos că m-ai transportat și dacă găsește condiții propice, își se dezvoltă, germinează, crește, se dezvoltă și rezultă o nouă plantă. Acest lucru se întâmplă și în cazul animalelor. În loc de pantaloni omului respectiv, poate fi o blană de oaie sau de vulpe sau de orice animal sălbatic care trece acolo, și care se deplasează o zi, două, trei, o săptămână, după care se desprinde din blana animalului, ajunge într-un loc propice, zice mulțumesc frumos animalului că m-ai transportat, crește și se dezvoltă. Încă o dată, cu ajutorul furnicilor, cu ajutorul oamenilor și a animalelor, semințele se pot mișca, se pot răspândi. În cazul mișcărilor active, acestea se realizează cu consum de energie pentru realizarea lor. Plantele care se mișcă pot fi libere sau fixate. În această categorie sunt incluse tropismele, nastiile și tactismele. O să le luăm pe fiecare pe rând să vedem. Ce se întâmplă în fiecare situație. Tropismele, primul tip de mișcări, sunt mișcări de orientare întâlnite la plante. În această categorie avem fototropismul, reprezentat în imaginile din dreapta sus și stânga jos, reprezentat. Sau reprezintă orientarea unor părți ale plantelor, cum sunt, de exemplu, frunzele sau alte componente ale celulelor, spre lumină. În cazul de față, avem o plantă matură și câteva răsaduri de plante care tocmai au germinat. Noi o să facem un experiment pentru a demonstra acest lucru avem o secțiune printr-o frunză în care se observă epiderma superioară, epiderma inferioară, celulele din mezofilul frunzei, din interiorul frunzei și grăuncioarele cu clorofilă. Ce se întâmplă? În momentul în care acestea sunt fie la soare, fie la umbră, fie la întuneric, le observăm la întuneric, se dispun, se mișcă în interiorul celulelor și se așează într-o anumită poziție pentru a capta cât mai mult din lumina solară. De ce? Pentru ca planta să poată să facă fotosinteză, să își prepare prana și să își hrănească toate organele plantei. Mergem mai departe. Și vorbim despre al doilea tip de tropism, și anume despre geotropism, care reprezintă orientarea în sensul atracției gravitaționale spre centrul pământului. Rădăcinile cresc tot timpul în jos, indiferent de cum am înclinat noi ghiveciul în care crește planta, iar tulpinile cresc în sus sau în sens opus. Avem în imagine din dreapta sus trei situații. În cea de-a treia, chiar ghiveciul este plantat cu josul în sus și în această situație planta știe că tulpina trebuie să crească în sus iar rădăcina în jos, conform atracției gravitaționale. O să facem și un experiment în acest sens, prin care o să demonstrăm acest lucru. Observați trei ghivece în care este introdusă o sămânță de plantă oarecare, ghivece care se află în trei poziții diferite. În prima situație, în care ghiveciul se află în poziție orizontală, ca de obicei rădăcina crește în jos și tulpina în sus. Dacă ghiveciul este înclinat, la fel, la început, tulpina crește puțin oblic, după care își stabilește traiectoria în care trebuie să crească, în sus, iar rădăcina în jos. Chiar dacă înclinăm de tot ghiveciul, la un moment dat, tulpina știe că trebuie să crească în sus, iar rădăcina în jos. Al treilea tip de tropism este hidrotropismul, care reprezintă orientarea rădăcinilor unei plante înspre zona cu apă din sol, așa cum avem în această imagine. În direcția în care umiditatea este mai crescută, rădăcinile se dezvoltă mai mult, cresc mai abundent. Pentru a demonstra acest lucru, avem și un experiment: două ghivece, unul normal, umplut cu pământ, în care o să plantăm aceste semințe. Al doilea, tot normal, doar că se află într-o farfurie cu apă și are niște perforații pe margine. Am plantat semințele. O dăm și pe cele din primul ghiveci, fiindcă altfel nu ar putea să crească și să se dezvolte, și observăm ce se întâmplă. Observăm, după un timp, că în cazul celui de-al doilea ghiveci, rădăcinile ies prin orificiile laterale ale vasului, ceea ce demonstrează că, sub acțiunea umidității, rădăcinile se mișcă în direcția unde aceasta este mai mare. În primul ghiveci, ele se dezvoltă normal, adică în interiorul ghiveciului, acolo unde noi am udat. Încă o dată să facem experimentul. Pe repede înainte. Udăm. Bine, bine ca semințele să se crape și să umfle. Și observăm hidrotropismul în toată splendoarea lui. Al patrulea tip de tropism este chimiotropismul, care reprezintă orientarea spre zonele din sol mai bogate în substanțe minerale. Observați aceste plante de mazăre, cărora le sunt administrate îngrășăminte chimice, iar în zona în care de sol în care acestea se află din abundență Rădăcinile o să se orienteze și o să se dezvolte mai mult decât în zonele mai slab aprovizionate nutritiv. A doua categorie de mișcare în cazul plantelor sunt nastiile, care sunt produse de variațiile stimulilor din mediu. În această categorie intră fotonastiile, care sunt mișcări determinate de variația intensității lumine, întâlnită la florile de păpădie, aici jos, aceste frumoase flori de păpădie, pline cu polen și nectar dulce, care așteaptă să fie vizitate de către albine, și care am văzut mai devreme cum se înmulțesc și reușesc să populeze atât de dens un mediu terestru, aceste flori de păpădie se deschid la lumină, adică în timpul dimineții, și se închid la întuneric, în timpul serii. O să demonstrăm acest lucru. Aceste flori de floarea soarelui nu se închid în timpul nopții, însă își mișcă floarea în direcția în care lumina este mai intensă. O să facem și un experiment pentru a demonstra acest lucru. Avem aici o plantă de păpădie. Apare soarele, plantuța noastră își deschide floarea. Vine seara, își închide floarea. Și tot așa. Acest lucru este întâlnit și în cazul plantelor de cactus, la florile de cactus, iar la regina nopții. Florile acesteia se deschid atunci când lumina scade în intensitate, adică înspre seară și înspre dimineața, ziua fiind închise. Următorul tip de nastie sunt termonastiile, care sunt mișcări produse de variațiile de temperatură. Luăm ca exemplu florile de la lea, care se deschid la căldură, cum este în imaginea de dreapta sus, și se închid la frig. Pentru a fi păstrate în stadiu de boboc, la lelele trebuie ținute la frig. Așa că oamenii care le cultivă și le produc au mașini frigorifice în care le transportă până în momentul când ajung la piață, pentru a fi livrate, vândute sub formă de boboc. Pentru a se deschide bobocul este suficient să le introducem într-o vază în care să fie apă și căldură. Acest lucru îl demonstrăm noi în experimentul în care urmează. Avem o vază în care, după cum am spus, am introdus puțină apă și trei boboși de la lea pe un calorifer în care există căldură. Creștem temperatura, acest lucru ne indică termometrul de pe margine. Iar în care în momentul în care aceasta devine optimă, lalele noastre se deschid. Dacă o scădem sau temperatura scade, lalele noastre se închid. Mergem mai departe. Studiem un următorul tip de nastie și anume seismonastiile. Aici este foarte interesant: acestea fiind produse de factorii mecanici de lovituri. În imaginea din dreapta sus avem Mimosa pudica, cea care poveste și mișcare ați observat-o la începutul lecției. Unde am vrut, am vrut noi să dovedim faptul că există la plante, cât și la animale și om, un anumit tip de sistem nervos, da? aceste frunze care ați văzut voi că își aprofie poliolele atunci când sunt atinse. În cazul frunzelor de plante carnivore, acestea se închid atunci când sunt atinse de insecte. Vreau să vă spun că plantele carnivore trăiesc în zone în care resursele solului, în ceea ce privește hrana, sunt foarte reduse. Acestea fiind obligate pentru a-și suplimenta apa și sărurile minerale, glucidele, lipidele și proteinele și vitaminele din corpul unor animăluțe, insecte de obicei care pot fi muște, albine, fluturi, uneori melci și de multe ori chiar șoareci. Aceste plante carnivore, insectivore, prezente pe teritoriul României, aflate ce, arată ceva genul ăsta. La noi, în România, există o astfel de plantă numită roa cerului, sau drosera rotundifolia care își prinde insectele, prada sau animalele în felul următor. O să observăm aceste plante în toată splendoarea lor într-un filmuleț de pe YouTube dat pe repede înainte le observăm cum își deschid capcanele, aceste frunze transformate, în interiorul cărora se află un lichid cu gust și miros plăcut insectelor, un ghimpe care are atașat un senzor, ghimpe care atunci când este mișcat, determine o reacție rapidă din partea sistemului nervos al plantei și produce închiderea frunzelor capcană. Bineînțeles, acești ghimbi folosesc, ajută la uciderea rapidă a insectelor care cad în capcană, în cazul de față această muscă, pentru a nu suferi atât de mult. Fiindcă și muștele, și fluturii, și alte insecte au sisteme nervoase, Suferă și ele de durere atunci când sunt lovite, sunt omorite, chiar dacă noi nu le putem auzi că țipă. Observați cum musca din imagine consumă cu deosebită plăcere sucul din interior, momentul în care declanșează închiderea acesteia atunci când atinge acel ghimpe atașat la sistemul nervos al plantei, are loc secreția sucurilor digestive, și pentru o perioadă de câteva zile sau câteva săptămâni, planta digeră insecta, luându-și aportul de substanțe hrănitoare necesare, completându-le pe cele pe care le extrage din sol. Vreau să vă spun că aceste plante nu sunt capabile. Să prindă, să înghită animale și oameni, așa cum vedem în filmele științifico-fantastice. Sunt micuțe și se hrănesc cu insecte, chiar dacă sunt plante carnivore. Pot avea și alte forme, mai ales cele din pădurile ecuatoriale, în care frunzele au forma unor cuple pline de lichid. În care insectele cad și sunt dizolvate, nemai putând să iasă la suprafață. Mai avem un filmuleț interesant, în care este înfățișată viața, traiul și activitatea acestor plante carnivore, care, după cum v-am spus, pot fi de diferite forme, nu doar ca cele observate de noi mai devreme, le observați pe repede înainte cum cresc, cum se dezvoltă, observați cele care au aceste frunze modificate sub forme de cupe, cât cele sub formă de frunze palmate cu țepi, care își prind hrana, deși în imagine din față par destul de înfricoșătoare, în realitate, după cum v-am mai spus, sunt inofensive pentru oameni și pentru animalele mai mari, iar pentru insecte și animalele micuțe sunt mortale. frumoase, foarte frumoase, așteaptă răbdătoare să apară prada, o capturează cu ajutorul pericorilor lipicioși, cum observați în această imagine, perișori care au o substanță lipicioasă, odată lipite membrele, campoian, nu ce l-am văzut mai devreme, acestea nu se mai pot dezlipi, plantele se strâng, capturează hrana, iar la final ne demonstrează că sunt plante înflorind, fructificând și producând semințe. Semințe în interiorul Cărora se află substanțe hrănitoare, extrase din acești nefericiți ai sorții care îi observați, și anume gândaci sau insecte, care patrulează și ele în căutare de hrană. În momentul în care acestea își termine de digerat hrana, se deschid, așteptând o nouă victimă Interesante aceste seis monastii care contribuie la hrănirea și dezvoltarea unor categorii de plante ajungem noi și la a treia categorie de mișcare înregistrată în cazul plantelor și anume la tactisme care sunt mișcări fie ale întregii plante sau ale celulelor mobile către un stimul? În această categorie avem fototactismul, care se pot observa la unele alge în imaginea din dreapta sus și dreapta jos. În dreapta sus avem un iaz. în dreapta jos avem o apă curgătoare care se îndreaptă înspre zonele luminate ale apei să poată produce fotosinteză și pentru a se putea înmulți. Al doilea tip de tactism este chimiotactismul, care se întâlnește la gameții masculini, care se deplasează spre cei feminini atrași de, produs, de substanțele produse de aceștia. În cazul de față avem Grăunciorii de polen care sunt compatibili din punct de vedere chimic cu ovulul aflat în interiorul ovarului, care sunt captați de stilul și stigmatul lipicios și care încep să își sape în corpul acestuia o galerie pentru a putea ajunge la ovul și pentru a-și realiza fecundația. O să dovedim acest lucru printr-un experiment foarte interesant: în care grăuncioarele de polen ajung pe stigmatul lipicios. Stigmatul face parte din partea femeiască a florii, pe care am învățat-o noi, și care este alcătuită din ovar cu ovule, partea aceasta umflată, ovule în interior, stil cu stigmat lipicios, ca și o poezie. Ovar cu ovule, stil cu stigmat lipicios. Pentru ca polenul să se umfle, să germineze și să începe să sape tubul polinic, trebuie să facă parte din aceeași specie, să aibă forma caracteristică și să fie compatibil ca informație chimică cu celelalte structuri are florii. Într-un cuvânt să facă parte din aceeași specie. Îl vedem cum umflă, germinează, fiecare grăuncioș de polen își înceapă și sapă, sau mai bine zis, dizolvă un tub polinic în stigmatul și stilul lipicios, ajunge în apropierea ovulului, se întâlnește cu acesta și are loc fecundația și formarea celulei ou care va genera embrionul viitoarei plante și dezvoltarea semințelor în interiorul fructului. Încă o dată pe repede înainte ajunge polenul pe stigmatul lipicios, se umflă, se mișcă săpându-și sau săpându-și tuburile polinice, care este mai harnic și mai rapid, ajunge în preajma ovarului, unde se întâlnește cu ovulul și unde contribuie la formarea fructului și a seminței. Sper că ați fost fascinanți de acest fascinați de acest periplu în care noi am încercat împreună să demonstrăm faptul că plantele se mișcă, da? Am văzut cele trei categorii de mișcări existente. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat atenția. Scuzați eventualele bâlbe și greșeli de ordin gramatical sau științific. O să ne întâlnim la o lecție mai interesantă legată de sensibilitate și de mișcare la plante, așa că vă aștept într-un episod următor. La revedere!